A trecut un an de la primele proteste ale minerilor din piața prefecturii. Dorința lor, în acel moment, a fost legată de reducerea vârstei de pensionare și încadrarea lor în condiții speciale de muncă. După un an de proteste și zbucium sindical, minerii și energeticienii au obținut astăzi doar o parte din solicitările lor, încadrarea în condiții speciale de muncă. Unul dintre protestatari scria ieri pe o rețea de socializare că în această săptămână se judecă și primele contestații a deciziilor de respingere a dosarelor de pensionare. Și tot el spune că protestele vor continua și programul acestora. Începem astăzi o săptămână foarte importantă pentru angajații CE Oltenia și nu numai. În această săptămână va începe judecarea primelor contestații a deciziilor de respingere a dosarelor de pensionare a colegilor noștri. Decizii care nu au ținut cont de articolul 56 alineatul 2 din legea 263/2010, modificată de legea 197/2021. Tot în această săptămână se vor relua protestele pentru aplicarea legii 197/2021 în spiritul și litera ei, adică reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani după 25 de ani lucrați în carierele și termocentralele pe cărbune, cu un stagiu complet de cotizare de 25 de ani. Protestele vor fi în fiecare zi de marți și joi, atât la Târgu Jiu cât și la Motru, la aceeași ore ca și anul trecut, 16 și 17.30 la Târgu Jiu, respectiv 17 și 18 la Motru. Vasile Tivig, unul dintre minerii prezenți timp de un an de zile în piața prefecturii, face și o scurtă recapitulare a evenimentelor care s-au petrecut în această perioadă. Dragi colegi, iată că, întâmplător sau nu, prima zi de proteste în stradă din aceeași an coincide cu data declanșării protestelor din 2019, adică 11 ianuarie. Acele proteste, începute în bazinul Jilți și la care au aderat după data de 14 ianuarie colegi din toate carierele CE Oltenia, precum și o parte din colegii de la Termocentrala Rovinari, care au intrat în greva foamei, au demonstrat că împreună putem obține drepturi. Și am obținut! Din totalul revendicărilor colegilor din schimbul C de la cariera Jilți Sud, din dimineața zilei de 12.01.2019, revendicări susținute mai apoi de către toți protestatarii din CE Oltenia, s-au obținut următoarele beneficii: spor de producție în quantum de 1000 RON per muncitor, 700 RON per CFList, 500 RON per TESA producție. Vouchere de vacanță pentru toți angajații CE Oltenia, un plus de 330 RON cumulat în cele 3 prime ocazionale pentru toți angajații CE Oltenia, completarea locurilor de muncă deficitare cu personal relocat de la fluxurile tehnologice nefuncționale. La câteva săptămâni după acel protest, 13.03.2021, cei trei parlamentari PSD de Gorj, Mihai Weber, Florin Cârciumaru și Scarla Tiriza, inițiază proiectul de lege PLX 218/2019, care devine legea 250/2019. Lege care reduce vârsta de pensionare a salariaților încadrați în condiții deosebite de la 57 de ani la 55 de ani prin reducerea cu 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite, respectiv grupa a doua de muncă. Tot în urma acelor proteste, 25.02.2019, și deputatul PNL de Gorj, Dan Vâlceanu, a depus un alt proiect de lege PLX 327/2019, prin care încerca încadrarea în condiții speciale de muncă a lucrătorilor din carierele CE Oltenia. Din păcate, la votul final al acestui proiect, nici măcar inițiatorul nu a mai votat pentru susținerea acestor drepturi. De altfel, deputatul Dan Vâlceanu a fost un opozant îndârjit al PLX 75/2021, devenind legea 197/2021. Că se putea obține mai mult? Poate că da. Dar nu uităm că au fost cele mai mari beneficii obținute vreodată de angajații CE Oltenia. Vreau să spun că, alături de subsemnatul, de Laurențiu Gabriel, de Gabriel Ciobanu, de Leo Muraru și alți colegi din schimbul C de la cariera Jilți Sud, la stabilirea și redactarea acelor revendicări au contribuit și doi colegi care, din păcate, nu mai sunt printre noi, Dan Giurgescu și Gabi Racoceanu, decedați anul trecut, colegi care au protestat inclusiv pentru PLX 75/2021. Dragi colegi, haideți împreună să arătăm celor care ne guvernează că trebuie să punem în aplicare legea 197/2021 în spiritul și litera ei. Cum o vor face este problema dumnealor, dar să o facă cât mai repede. Prea mulți colegi mor în timpul activității. Haideți să fim prezenți atât în piața prefecturii Târgu Jiu, cât și la Casa de Cultură a sindicatelor din Motru. Haideți să arătăm încă o dată că împreună ne putem obține drepturile. Ne vedem în piața prefecturii din Târgu Jiu. Unitate! Același îndemn îl are și vicepreședintele sindicatului Energia din Rovinari, Manu Tomescu, care face apel la colegii săi pentru a fi prezenți la primele proteste ale anului 2022. Manu Tomescu spune că dorește aplicarea legii 197/2021 în totalitate. Această lege, spune Manu Tomescu,
oferă pe termen mediu siguranță, pace, liniște socială în județul Gorj și în întreaga țară. Bună dimineața colegilor mineri și energeticieni! Astăzi, începând cu orele 16, vom protesta în piața prefecturii din Târgu Jiu, protest pentru a stopa abuzul guvernului României prin care refuză să ne recunoască condițiile în care ne-am desfășurat activitățile din carierele miniere și din termocentrale. Trebuie ca liderii politicieni din Parlamentul României și din Guvernul României să răspundă la o întrebare simplă. De ce în legile pe care și le-au dat pentru pensiile speciale ale lor, ale categoriilor privilegiate din România s-au aplicat și retroactiv, luând în considerare și activitățile desfășurate anterior, iar pentru noi, minerii și energeticienii din România, ne spun că nu se poate? Aceasta e întrebarea pe care trebuie să le punem în fiecare zi, peste tot pe unde îi prindem. Legea 197 oferă oportunitatea de a salva CE Oltenia și locurile de muncă din această companie prin întinerirea forței de muncă. Această lege oferă șansa de a avea un loc de muncă celor peste 2500 de tineri din Oltenia, copiii noștri care și-au depus dosarele pentru angajare la sediul companiei. Legea pentru care noi protestăm poate salva viața miilor de mineri și energeticieni îmbătrâniți și îmbolnăviți datorită condițiilor grele de muncă în care și-au desfășurat activitățile în carierele miniere din termocentrale. Și nu în ultimul rând, aplicarea în totalitate a legii 197 poate revigora economia Gorjului și a întregii regiuni a Olteniei. Cred că acum lucrurile sunt foarte clare pentru toată lumea, că restructurările și disponibilizările asumate de Guvernul României prin Ministerul Energiei închid CE Oltenia și locurile noastre de muncă. Însă aplicarea în totalitate a legii 197/2021 salvează locurile de muncă, viețile minerilor și energeticienilor din CE Oltenia, dar și economia județului Gorj. Legea 197/2021 oferă cel puțin un termen mediu de timp, siguranță, pace și liniște socială în județul Gorj și în întreaga țară, iar liderii politicieni trebuie să priceapă aceste aspecte atât de evidente. Vă salut și vă doresc tuturor numai bine! Ne vedem la protest!